Sărbătoare dublă la credincioșii romano-catolici. Ei celebrează Duminica Florilor, adică momentul în care se amintește de intrarea Domnului în Ierusalim și se marchează începutul săptămânii mari, dar și Ziua Tineretului. Să ne Dumnezeu rea tot puternic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea ta aceste ramuri. La Iași, tinerii cu ramuri de salci în mâini au pornit în procesiune de la bisericile catolice și parohiile Dancu, Tomești și Valea Lupului către Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină. Este o sărbătoare deosebită și acum mergem în pelerinaj la Catedrala din centru. Stăm în așteptarea Paștelui, învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Acest pelerinaj este începutul unui timp puternic. Este un moment din Săptămâna Sfântă în care noi începem să ne alăturăm drumului lui Iisus. La acest pelerinaj de ce participați? Ce simbolizează el? Este o mărturie de credință dată în acest context în care nu prea se mai crede în tineri în general. Nu prea mai sunt cu lucrurile sfinte. Ziua Tineretului a fost aleasă pentru aceasta, pentru că tinerii trebuie să fie mereu bucuroși și este ziua bucuriei. Preoții din parohie au oficiat rugăciuni speciale împreună cu tinerii. Participanții la procesiune au fost întâmpinați la catedrală de noul nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, Miguel Mauri Boendia. O mare bucurie este că primind nunțiu nou, noi am beneficiat de faptul că el a ținut să vină la Iași. În vizită la Iași, la seminar, ieri și astăzi aici, sigur că să participe la întâlnirea tinerilor cu Iisus. Și e pentru noi un semn de onoare. Ziua Tinerilor a apărut din dorința Papei Ioan Paul al II-lea de a-i atrage pe aceștia la biserică. Prima sărbătoare organizată în cinstea lor a avut loc la Roma, în Duminica Florilor, în 1984 și a fost urmată de întâlniri mondiale la care se adună sute de mii de tineri din toată lumea.